Potrivit oficialilor companiei, ultima zi de lucru va fi 25 iulie, iar fabrica își va relua activitatea pe 18 august. Este vorba despre oprirea producției pentru o perioadă planificată anual, pe care compania o numește remont general, adică se fac revizii la toate liniile de producție și la echipamente. Vor rămâne în fabrică doar câțiva salariați care fac mentenanța instalațiilor. Angajații vor fi plătiți normal în timp ce fabrica va fi oprită, aceasta fiind și perioada în care se acordă concediile de odihnă. Doar pe perioada opririlor temporare de producție dictate de cererea de piață, sunt plătiți oamenii care stau acasă cu 80% din salariu. Deocamdată lucrăm la calendarul producției pentru trimestrul următor și o să avem mai multe informații probabil după această vacanță. Dar în principiu strategia noastră va fi aceeași, și anume să dimensionăm producția la cererea de piață. Până acum, Ford nu a anunțat calendarul opririlor temporare de producție ce vor urma din septembrie.